Bună ziua, Scorpion! Draga mea, dragul meu, Scorpion, ce mai faci? Eu sunt Rina Devi și te salut acum din România. Primește un salut cald, o îmbrățișare plină de lumină, de căldură, de iubire și tot ce este mai bun pentru tine, toate dorințele tale să ți se îndeplinească. Totodată vreau să-ți reamintesc că această lectură este o analiză generală pentru tine, pentru toți. Te rog să urmărești videoclipul, ascultă-l, dă-mi comentariul tău, like-ul tău, ascultă de la început până la final, dă-mi părerea ta sinceră într-un comentariu ca să mă bucur și eu. Această lectură este valabilă 15 zile, începând din momentul când vizionezi acest videoclip. Să începem citirea noastră pentru toți cei ce aveți soarele, luna, ascendentul în Scorpion, să vedem ce mesaje au cardurile de tarot pentru voi în acest moment. Primul card care începe această lectură este Împăratul. Această carte de la Împărat reprezintă puterea ta de voință. Ești indestructibil, ești o persoană care nu te lași învins, în ciuda faptului că ai multe obstacole. Deci puterea ta de voință te duce înainte. Voința te conduce și în sfârșit lucrurile care înainte erau foarte dificile sau păreau imposibile de rezolvat, acum în sfârșit reușești să le rezolvi. Din această carte a împăratului clar spune ceea ce ești. În acest moment vor fi situații în care vei ajunge în sfârșit unde ți-ai propus și vei depăși obstacolele, vei trece înainte, dragul meu, draga mea, Scorpion. Deci împăratul îți spune să nu renunți, să nu te lași învins, pentru că mai rămâne foarte puțin timp pentru să depășești acea situație în care te afli tu chiar acum. Așa că, dragul meu, draga mea, Scorpion, înveselește-te! Mergem mai departe cu cartea spiritualității, Asul Cupelor. Această carte de spiritualitate reprezintă situații în care tu te gândești să meditezi. Schimbă-ți stilul de viață pe care ți-l dorești. Vei îmbunătăți multe lucruri pe care doreai să le reînnoiești, energii noi. Și fii o versiune mai bună a ta. Deci, ești în acel proces de conexiune, în acel proces de meditație și reflectă asupra ta. Întoarce-te și conectează-te cu propriile tale lucruri. Așa că vei trece înainte, vei avea progres, vei avea binecuvântări, dar mai ales că te reconectezi cu propria ta energie, vei fi din nou Scorpion. Vei spune cine ești. Așa vei fi foarte spiritual. Dar în acest caz, spiritualitatea are de-a face cu propria ta conexiune, cu conexiunea ta cu tine însuți. Marea preoteasă, întotdeauna îți place să pregătești mai mult și o vei face, ai resursele. Timpul și energia pentru a studia mai mult decât asta. Cartea preoteasa
vorbește despre dimensiunea ta academică, tot ce are de-a face cu întrebări de studiu, învățarea cunoștințelor. Această carte este arătându-ți că într-adevăr o vei face. Vei face acele studii, acele cursuri, mergi mai departe cu studiile, mergi mai departe cu scopurile tale. Tot ce are de a face cu teme, a învăța ceva nou, a studia ceva nou, acum în sfârșit, preoteasa spune, da, vei avea succes, vei realiza. Onorează, deci, tot ceea ce presupune dimensiunea academice și studiază totul și asta va ieși foarte bine pentru tine. Moartea, această carte reprezintă o persoană, chiar pe tine, dragul meu, draga mea, Scorpion. Această carte îți vorbește despre o schimbare radicală care vine în viața ta. Poate această schimbare radicală este marcată pentru tine, pentru o temă de călătorie, o călătorie supremă, ce ai de gând să faci și asta se schimbă cu adevărat, va fi super pozitiv, așa că merită să știi. Această schimbare ar putea fi marcată pentru o mutare sau ar putea fi marcată de un aspect diferit al muncii. În orice caz, sunt lucruri care se mișcă, se mobilizează foarte mult și asta este ce va reprezenta schimbarea ta radical în aspecte ale vieții. Așa că e în regulă. Merită să-ți asumi riscul pentru că această schimbare radicală care vi se prezintă acum este pozitivă. Mergem mai departe. Regele cupelor vă spune despre o problemă de muncă pe care o rezolvați. Obținerea unui loc de muncă va funcționa pentru tine super bun în acest nou job. Și mai presus de toate, vei avea cu toții din acea echipă unde vei merge la acel nou loc de muncă, veți avea noi învățări cu tot ce are de a face cu o nouă experiență de lucru. Profită pentru că vei câștiga mai mulți bani și mai presus de toate vei învăța lucruri noi care sunt foarte bune pentru tine. Marele preot pentru Scorpion spune despre partea ta intuitivă. Probleme în care simți ceva, crezi ceva și asta e adevărat. Într-un fel sau altul, ascultă-ți inima, Scorpionule. Ascultă-ți intuiția, Scorpionule. Pentru că atunci când tu crezi ceva, simți ceva, visezi ceva, ajunge să fie adevărat. Așa că fii atent. Fii atent, dragul meu Scorpion, draga mea Scorpion, la acea parte intuitivă la care vei merge, ai vise premonitorii, vei avea mesaje deja vu. Deci este foarte important să acorzi atenție la toate cele menționate, pentru că uneori crezi că este imaginația ta și apoi realitatea surprinde arătându-ți că ceea ce simțeai și ceea ce credeai este cu adevărat așa. Diavolul, această carte vorbește despre proprii tăi demoni și despre zonele tale de lucru. Deci, această carte indică clar că tu încă îți cauți slăbiciunile și punctele forte. Conștient
de ceea ce se întâmplă cu tine și mai presus de toate, lucrând din greu pentru slăbiciunile tale și lucrurile pe care le simți și vrei să le îmbunătățești. Așa că vei învinge proprii demoni, vei depăși multe lucruri la nivel personal, la nivel psihologic, personal, emoțional. Atunci vei trece înainte pentru că știi că tu ai puterea de a reînnoi, puterea de schimbare, puterea de a lua decizii pentru a merge mai departe. Deci toate acele aspecte în care tu ai simțit că trebuie să corectezi ceva, vei lucra foarte puternic pentru această situație. 9 de bastoane pentru scorpioni sau cardul de recuperare. Această carte vorbește despre recuperarea în aspecte de sănătate. Până acum ai trecut prin situații puternice, situații dificile, în sfârșit te faci bine. În sfârșit mergi înainte. Evident, vei continua să cauți ajutor medical profesional, dar asta va fi un plus foarte important ca lucrurile tale să se îmbunătățească cu respect și accent în ceea ce privește sănătatea ta. Devii conștient că trebuie să schimbi obiceiurile și să iei altele noi, altă energie. Așa că toate astea vor participa la schimbarea ta și la recuperarea sănătății tale, dragul meu, draga mea, scorpion. Cavalerul bâtelor sau cavalerul bastoanelor este și cardul aventurii în cazul tău. Această carte spune tot ce are de-a face cu și noi experiențe să fii deschis în inima ta și mai ales dacă este vorba despre probleme de dragoste. O persoană nouă vine o dragoste nouă, vine o nouă relație posibilă, deci tot ce are de-a face cu aceste aspecte în raport cu partea sentimentală, acordă mare atenție scorpionilor, pentru că este ceva ce se promite, este ceva pozitiv, este ceva în care vei merge foarte, foarte bine. Și am ajuns și la ultimul card din această lectură. Să vedem ce card rezonează cu tine, dragul meu, draga mea, scorpion, acum la încheiere de lectură. Caleașca sau faetonul se conectează cu culoarea verde, aprindeți o lumânare verde, pentru a reuși în aspecte de bani, în aspecte economice. Acest card spune că vei reuși cu ceea ce este în așteptare, în chestiuni de bani, ca să mergi înainte în toate ce are legătură cu situația ta economică. Și am ajuns și la final. Sper că ți-a plăcut această citire și totodată ai vrut să vezi aceste mesaje aici pe canalul Raze Divine. Abonează-te dacă îți place ceea ce fac și urmărește-mă și pe rețelele de socializare Telegram și Facebook. Primește îmbrățișarea mea puternică, plină de lumină, plină de iubire, plină de căldură și amintește-ți că ești un magician al vieții, pentru că ești un co-creator al realității tale care o poți schimba. Și așa devii adevăratul proprietar al destinului tău. Mulțumesc pentru participarea la această minunată comunitate de conștiință și ne reauzim curând într-o altă lectură. La revedere, dragilor!